Bună dimineața și bine v-am găsit! Mă numesc Florin, după cum bine v-am obișnuit, ca în fiecare dimineață vă prezint câte un subiect sau vă aduc în fiecare dimineață cât un moment pe care aș dori să-l discutăm împreună. De această dată m-am gândit la ceva diferit, la ceva ce, bineînțeles, am făcut eu împreună cu un prieten. Mă refer, de fapt, la un clip numit Când talentul bate pe om, ce, bineînțeles, l-am postat pe Facebook, YouTube, 220 și alte site-uri de socializare. În urma acestui fapt pe care eu l-am făcut împreună cu prietenul meu legat de acest clip, oamenii care au vizionat clipul au avut reacții de genul: ce e asta? Spitalul de nebuni? Credeți-mă, nu prea mi-a plăcut cele auzite sau reacțiile acestor oameni, de aceea în această dimineață vreau să discutăm pe această temă. Pentru asta va trebui ca noi să vă pun la dispoziție clipul pe care tocmai vă vorbeam, așa că voi intra pe YouTube, de fapt, mă gândeam eu, și să vi-l arăt. Dacă îmi dați puțin răgaz, cu siguranță o să și vi-l arăt. Clipul, după cum bine îl vedeți, se numește Când talentul bate pe om. O să-i și dau drumul. Înainte de a pune clipul să ruleze, aș vrea să vă atenționez și să vă rog din tot sufletul, dacă se poate, pe tema acestui clip, să încercați dumneavoastră să veniți cu comentarii undeva jos, să vă spuneți punctul de vedere, și dacă nu v-a plăcut, dacă vă place, faceți comentariu sau like-uri, dați like. Dacă nu vă place, vă rog din suflet, faceți totuși un coment în care să mă avertizați sau să-mi spuneți: oh, nene, cred că exagerezi. Și cine ți-a zis sau ce ți-a făcut comentariu sau ți-au încercat să-ți transmită, au făcut-o din dragă inimă sau foarte, sau că trebuia să o facă sau că trebuia să te oprească. Ei bine, haideți să vă arăt clipul. Deci, după cum bine v-am spus, clipul se numește Când talentul bate pe om, după cum bine se vede aici. O să-i dau și drumul aici. În timp ce rulează clipul, am să și intervin cu diferite motive. Frumoasa mea nu te sta. O să vreau să-l dau mai încet. Da, stai, că nu știu că pot. Am mai făcut asta o dată și știu sigur că pot. O să mai încerc. Frumoasa mea nu te sta. Nu, ceva nu-i cu mine, trebuie să te dau puțin suc. Hai să pun un pic de pauză. Vreau să vă spun înainte de a-l mai lăsa să ruleze. Motivul acestui clip, de fapt, nu găsesc o exprimare destul de corectă. De fapt, ceea ce am încercat să arătăm noi în acest clip se datorează unei fetițe de 14 ani din America, ce își dorea să interpreteze în fața camerei web o melodie din partea lui, din partea vedetei Whitney. Ajută-mă. Zi tu. Whitney Houston. Da, cu melodia I will always love you. Ok. Și ce s-a întâmplat, după cum cred că știți, ați văzut și dumneavoastră poate clipul, la fiecare încercare fetița eșuează și reacția ei este una destul de copilăroasă, nervându-se, lovind cu pumnul în masă și vorbind cuvinte destul de urâte. Nu la adresa
vedetei, cât la adresa ei, pentru faptul că se descurajează și descoperă sau observă în timp ce ea se filmează că vocea ei nu este una după cum poate își imagina sau își dorea. Haideți să vă las mai departe. O să vă mai spun încă o chestie foarte importantă. Noi nu ne-am legat neapărat de această fetiță sau de atitudinea ei, ci am copiat într-o oarecare măsură ceea ce a făcut ea și am reprodus într-un alt postaj, o altă postază diferită. Așa că am mai adăugat noi câte ceva. Haideți să vedem mai departe ce s-a întâmplat. Aceasta este varianta română. Vreau să pun mâinile în față. Vreau să mă văd. Frumoasă mea, noaptea asta, să ne iubim! Nu poate! Știam că pot! Nu pot să cred. Acesta este talentul, care deja este destul de stresat și s-a gândit să-mi dea o lecție. Personajele care, bineînțeles, am participat, eu și prietenul meu. Ok, în rol principal, eu. Bun. Cam așa arată clipul nostru. Despre acest clip vă vorbeam. Am ales melodia lui Marcel Pavel și îmi pare rău pe această cale. Vreau să îmi cer scuze față de această vedetă care, sincer, o rog din suflet să mă ierte pentru faptul că am ales melodia lui pentru a folosi-o în acest clip. Nu vreau să aduc o jignire în fața acestei vedete pe care, sincer, o apreciez din toată inima. Mi-a plăcut de când am cunoscut-o, de când am văzut-o prima dată apărând pe ecranele televiziunilor românești. Vreau să vă mai spun că scopul acestui clip, după cum am și specificat de la bun început, a fost de a vă amuza, de a vă distra și niciun caz de a batjocori pe cineva. Acum, dumneavoastră interpretați cum doriți, puteți critica, puteți veni cu sugestii sau chiar morală, de ce nu, dacă vi se pare ceva ieșit din comun. Am să vă mai spun câte ceva. Înainte de asta, vreau să vă spun că pe 2.20 clipul a rulat, nu mai puțin vă rog, clipul a rulat, o să vă spun și când, de când s-a, uitați aici, el este, asta, acesta este clipul. O să-i dau și drumul ca să vedeți despre ce vorba. Nu o să-l dau să ruleze, o să-l opresc, doar vreau să vedeți câteva aspecte. Îmi dai voie ce s-a întâmplat imediat. Cred că trebuie să-l opresc. Haide că se poate. Bun, cred că nu trebuie să-i dăm play. Ia câteva comentarii din partea oamenilor. Am să rog pe cineva din regie să mă ajute. Da. Vă rog să citiți comenturile acestea. Stați un pic. Frate, fără publicitate. Ok. Cred că s-a oprit. Nu pune așa, 2x. Totul e să nu treci cu mouse-ul peste reclamă că se încarcă. Așa. Ok, și acum pune stop. Bun, mulțumesc. Haideți, regia, să încercăm să citim comentariile făcute de către oameni. Acesta, vă rog să nu spunem exact cuvintele care le-au folosit, că, pentru că sună destul de urât. Flori, fac o înregistrare. Mă, n-ai murit dracului odată de nimic nu sunteți buni și nici măcar de un fake.
Mulțumim. Un alt coment din partea altui, nu vrem să-i dăm numele. Dă-ți foc, nebunule, ești un mare prost. Un alt coment. Doamne ferește, vă dați seama de elementele astea? Chiar există? Și o altă... Un altul? Nu te, nu te mai filma că te faci de rușine sau, mai bine zis, filmează-te, dar cu cratimă se scrie, dar nu posta. Ok, mulțumesc pentru sfat. Haideți să vedem și celălalt coment. Rămâi pe manele. O sugestie, cred că asta a fost mai repede o sugestie. Un alt coment. Da, ești prost. Mulțumesc foarte mult, nu cred că trebuie să știu asta. Și acum am să vă arăt, am să vă mai spun că la fiecare coment care s-a făcut pe baza clipului rulat de mai devreme, am și venit, am rugat pe cineva să, de fapt am făcut cât un răspuns fiecărui persoane. Tot regia vrea să mă ajute. Sincer, nu credeam că puteți fi atât de răi și fără milă. Vă pun o întrebare. Dacă nu supăr, în afară de faptul că în mintea voastră eu sunt un ratat sau prost, altceva mai puteți vedea? Motivul pentru care acest clip a fost făcut nu avea scopul de a vă strica vă o bună dispoziție, ci doar pentru a vă amuza. Tot ce se petrece în el e doar o cascadorie, nu o fază reală. Acum voi fi nevoit să vă pun, să vă spun că v-ați înșelat cu privire la ce credeți voi despre mine. Ce mă mire cel mai tare, faptul că pe internetul ăsta apar mii și mii de imagini îngrozitoare și poate chiar mai dure decât credeați voi despre acest clip și toți apăsați butonul like. Mă rog, de ce? Oricum, voi șterge comentariile voastre și voi continua să le păstrez. Am să le iau ca atare comentariile voastre, dar nu le voi pune la suflet. Păcat că nu mai puteți da dovadă de oameni și că vă lipsește multe. Sper că vă dați seama la ce mă refer. Dacă vă deranjează răspunsul meu la coment, eu îmi cer scuze. Semnează Nica Floș 83. Mulțumesc foarte mult, regia. Sunteți de mare ajutor. Ok, haideți să vă arăt că din acest clip, reiese că a fost vizionat de 775 de ori de persoane. Se pare că sunt voturi, 14 voturi și comentarii din partea lor. Trebuie să-mi arate undeva aici câte sunt. În fine. Așa. Clipul a fost vizionat. A, postat pe 14 martie 2012. Un alt prieten al nostru, de-al meu, care, bineînțeles, e foarte apropiat de familia mea, a venit cu o sugestie destul de plăcută, zic eu, adică nu mi s-a părut deloc răutăcioasă, în care îmi spunea, fără supărare, dar prima impresie pe care reușește acest clip să-mi o creeze e că, într-adevăr, cei doi provin dintr-un spital de nebuni sau evadați dintre acolo și... automat, sincer, nu trebuie să apară așa ceva pe YouTube. L-am întrebat de ce simte să spună asta, de ce a ajuns la această concluzie. Răspunsul lui a fost unul simplu. Asta am văzut, frate, și nu vreau să te super pe mine. Am respectat ceea ce mi-a spus, am încercat să-i spun și lui motivul pentru care am difuzat acest clip și... după toate cele auzite, reacția lui, prima lui reacție față de acest clip și față de ce am postat eu, s-a schimbat automat, radical. Pentru că greșeala lui, care bineînțeles a recunoscut-o și el, și-a asumat-o și mi-a spus, îmi pare rău că n-am putut să înțeleg de la bun început scopul acestui videoclip și ce ați vrut voi de fapt să scoateți în evidență. Acum, provocarea mea pentru dumneavoastră, aceasta este, o să vreau să vă intrăm puțin și pe YouTube să vedeți momentan. Sunt 9 vizualizări până în momentul de față, o apreciere cred că mai repede din partea mea.
Așa, comentarii încă nu există. Videoclip a fost postat culmea că pe 14.02.2013, iată ce ce asemănare de date, de dată. Așa că ce vă implor din toată inima, să veniți cu comentarii, să veniți cu sugestii, dacă se poate și nu vă cer prea mult, veniți cu sugestii nerăutăcioase, adică fără să mă înjurați cum bine au folosit cei de pe 220, oamenii aceia drăguți care s-au grăbit să facă comentarii legate de acel clip, de acest clip. Veniți cu comentarii înțelepte, veniți cu cuvinte, zic eu, plăcute, fără să mă jigniți, pentru că sunt un om destul de înțelegător, un om care cred eu că puteți purta o conversație frumoasă. Apropo de asta, un alt om care la fel a văzut acest clip, a recunoscut că s-a grăbit și în momentul în care m-a cunoscut și-a dat seama că nu meritam ca eu să fiu, să fiu jignit sau înjurat de către el. De atunci vă pot spune că am rămas buni prieteni, vorbim în fiecare zi, aproape în fiecare zi, ne dăm like-uri la diferite lucruri pe care noi le postăm pe internet sau le împărtășim cu ceilalți prieteni. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Vă doresc ca dumneavoastră să aveți o zi cât se poate de plăcută. Weekendul acesta să fie plin de bucurie, fericire și încă o chestie. Pentru cei ce își serbează zilele de naștere, 16, 17, 18 în acest weekend, februarie, vă doresc un sincer la mulți ani, bucurie, fericire și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți în parte. La mulți ani și toate cele bune vă doresc. Da, da. Poți să spun ceva? Așteaptă să termin clipul!